mai puțin obișnuită a unui deputat PSRM față de majorarea tarifelor la gaze. Diana Caraman a venit astăzi cu o pancartă la ședința Parlamentului pe care scria „Țara trece la tizic, nu vă e rușine un pic” și i-a înmânat-o vicepreședintelui legislativului din partea PAS, Mihai Popșoi. După anunțarea de către ANRIA a tarifelor noi la gaze naturale, societatea moldovnească în rețele de socializare a izbucnit cu fotografia domnului Popușoi cu un poster foarte și foarte actual în situația de astăzi. Domnule Popușoi, în lupta împotriva cu creșterea prețurilor la gaze naturale, dumneavoastră ați pierdut posterul, eu l-am găsit și cu mare drag vreau să vă întorc dumneavoastră ca să continuați lupta, căci astăzi este și mai actual decât ieri. Vădit iritat, Mihai Popșoi a luat posterul și l-a ascuns pe scaunul de lângă el. Deputatul PAS nu a comentat gestul. Cu o pancartă cu același mesaj a protestat în 2018 Mihai Popșoi față de majorarea tarifelor la gaz în perioada regimului Plahotniuc.